Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează la sediul Muzeului Municipal Mediaș expoziția temporară de arte vizuale Amorf, realizată cu lucrări din portofoliul unui grup de tineri artiști medieșeni, absolvenți ai Facultății de Arte, studenți, elevi la liceele de artă, dar și pasionați pentru domeniul artistic sau cel al arhitecturii. Scopul principal al acestei expoziții este stimularea și promovarea exprimării artiștilor medieșeni, iar grupul celor care expun în cadrul manifestării este format din Diana Apostol, Diana Băcilă, Alicia Căpâlnean, Maia Dăian, Mădălina Fleșeriu, Cristina Hentia, Alexandru Lunceanu, Eric Osvat, Sorin Pănăzan, Georgiana Popa, Sabina Rotariu, Alexia Strava și Mădălina Tița. Vernisajul expoziției va avea loc la sediul Muzeului Municipal Mediaș din strada Mihai Viteazu, numărul 46, vineri 26 aprilie, ora 16, iar expoziția va rămâne deschisă până în data de 3 iunie 2024.